informația momentului, directoarea de la grădinița privată din București, filmată în timp ce lovea mai mulți copii de care ar fi trebuit să aibă grijă, va fi cercetată sub control judiciar. Decizia a fost luată în urmă cu scurt timp de magistrați. Vine cu toate detaliile colegul nostru Cristian Popa. Este definitivă această decizie, Cristi? Bun găsit, această decizie poate fi contestată, dar în momentul de față este vestea pe care o așteptau apărătorii, dar și directoarea în cauză. A fost comunicată în urmă cu puțin timp. Pentru 60 de zile, următoarele 60 de zile, directoarea grădiniței va fi cercetată sub control judiciar și va avea o serie de aspecte pe care trebuie să le îndeplinească. Pe de-o parte, în această perioadă de timp, are interdicția de a lua legătura cu părinții sau cu copiii, dar și cu foștii angajați care sunt vizați în acest dosar, persoane care au dat lămuriri, dar au făcut și plângeri cu privire la actele de violență din decursul timpului de la grădinița din Cotroceni. De altfel, în momentul acesta, directoarea se află încă în interiorul judecătoriei sectorului 5, având în vedere că până la ora 18 are interdicția de a părăsi această zonă, are interdicție pentru că atunci expiră ordonanța de reținere, iar din acel moment, cel mai probabil, va putea să meargă înapoi acasă. Noaptea trecută a petrecut-o în arestul Poliției Capitalei, după ce a fost audiată vreme de câteva ore la secția 17 de poliție. Acolo procurorii au luat decizia reținerii peste noapte, iar în cursul zilei de astăzi a ajuns din nou în fața anchetatorilor, de această dată de la parchetul judecătoriei sectorului 5, și aici a fost audiată vreme de 2 ore înainte să ajungă în fața magistraților. Este cercetată pentru fapte violență asupra minorilor, fapte care s-ar fi petrecut în decursul timpului. Totul ar fi apărut la iveală în momentul în care în presă au fost difuzate mai multe imagini în care este surprinsă directoarea în situații în care lovește copii, spun polițiștii, cu vârste cuprinse între 1 an și 11 luni și 6 ani. Sunt de altfel plângeri cu privire la acest aspect, plângeri venite de la părinți, imediat ce au văzut imaginile, aceștia și-au pus multe semne de întrebare, având în vedere că în decursul timpului cei mici s-au plâns acasă cu privire la tratamentul pe care îl primeau în grădiniță. Mulțumesc, Cristi!